Большая попа. Маленький сиськи. Бык. Даня, бык. Bună, dragilor, bine ați venit la emisiunea mea Tip Vlog Taie Tot! Alături de invitata mea, Teo Ruu! Cum ești, Teo, cu gătitul? Perfect, n-avem nicio legătură. Compatibilitate zero. Așa nici este. Nici măcar minimă. Să știi că nici eu nu știu foarte bine să gătesc. Bine, în ultima perioadă chiar m-am pus pe gătit, așa că gătesc eu. Ce te-a determinat să te apuci? Bărbatul. Bărbatul fi stricat la mine înseamnă. Atunci nu știi, trebuie să-ți iei altul. Mai lasă-l. Eu-l salvez. De ce nu gătesc? Și-am trebuit să-l salvez. Eu nu că nu-mi place sau că nu știu sau că nu mă pricep, oameni buni. Eu nu gătesc ca să-l salvez. De la predispoziția asta de îngrășare, cum să vă zic. Deci el riscă să se îngrașe, să arate, Doamne, eu n-ajut să arate în felul ăsta, pentru că nu pun mâna pe nimic. Astăzi o să gătim ceva ce n-am gătit nici eu, nici tu. Că orice ai fi avut aici la mine ar fi fost nu. Pentru că astăzi o să gătim tiramisu, eu o să gătesc pentru prima dată în viață și tu la fel, așa că de fapt o să gătim împreună, scoateți-vă și voi ouăle. Nu le scoateți, oameni buni, ouăle, lăsați-le! Ouă de găină! Te pomenești cu aceea că scot ouăle în fața calculatorului, să uită la noi și scot ouăle! Păi nu pe alea, tu nu pe alea, fata mea, alea lasă-le să stea de 3 de ei. Așa. De la magazin, frumușel, cumpărați ouă, esență de vanilie, zahăr, mascarpone, piscoturi și... cacao. Și apă. Și cafea. Și cappuccino, cafea. Ei, ce-o fi acolo? Îl avem pe Dani în spatele nostru, ca de obicei de altfel de... în fiecare vlog al meu, emisiune, ce vreți voi, Dani este mereu în spate, pentru că el este doar capul din spate, atât. Bă, dar de ce nu apar, mă? Că tu ai și figura așa de cameră, ești frumușel, de ce nu te bagi? Cri, 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 e? Da. Nu, mă, să simte intimidat, e clar de ce nu apare. Că la cât timp stă cu tine, mă, și mir de ce nu apare mult cu tine, că de ce nu stă. Că un bărbat, fata mea, a. Și ce, oricum, bărbat, tu nu știi că e aci? Știi? Păi și n-a, ce are vreo problemă? Păi lumea o să zică că dacă apare prea mult Dani în vlogurile mele, o să zică că e o șmecherie acolo, la mijloc. M-a fost la mine și la Bogdan de la Plăiști, că m-a părut așa de... să... Ai înțeles? Ce să facem? Cu ouăle? Să le frecăm? Aveam o vorbă, Dani! Da, n-o mai zic! Că iar mă pune lumea, după aia mă combină cu tine, hai! Bine că nu mă combină pe mine! Vrei să vedem dacă e bâtă? Ia zi-mi tu, Teo, cum a fost să afli că nu ești câștigătoarea Brava, sincer? Bă, vreau toată sinceritatea ta, nu să-mi zici acum că am fost foarte fericită pentru Alexandra. Nu, chiar am fost bucuroasă pentru Alexandra. Ce spuneam? Păi, dar spun sincer, m-a rugat la Dumnezeu și am zis așa, Doamne, nu-i câștiga eu. Că știi că eu după ce am terminat de filmat finala, știi că a fost o pauză și după am intrat live. Da, noi filmasem da. Momentele din finale și urma să intrăm live în, pe 19 decembrie. Câtă... Eu când am terminat de filmat momentele din finală și urma o vacanță de câteva luni până pe 19 decembrie, eu am știut că am șansele cam cele mai mari de acolo să câștig. Cu o seară înainte, îți dai seama că mă gândeam că se poate întâmpla orice, cine știe, votează lumea ceva, mă uitam la emisiuni, mă uitam la comentarii, oamenii începuseră, comentau diferit, nu mai dar erau... Dar te-ai gândit tu, uite așa, măi, toată țara, hai să zicem, aproximativ toată țara e cu mine, nu există vreo un sâmbure acolo să nu câștig eu. Nu, am fost convinsă că s-ar putea să se întâmple ceva. Cât la sută te-ai gândit tu? Bă, mă, în proporție de 40%, credeam că ar putea să câștige și altcineva. Adică 60% credeam că am șansele cele mai mari, dar știam că există o șansă acolo să se întâmple ceva. Și acum, cu o seară înainte, mă rugam la Dumnezeu, m-am pus în genunchi și am zis... Tăicuțul meu, de acolo, de unde ești, matal. S-ar putea să nu câștig, că știu că s-ar putea să primești colecție. Știi, cu cât ești mai sigur că se întâmplă o chestie, s-ar putea să nu ți-o dea, tocmai ca tu să primești lecția aia. Mamă, da. Și zic, s-ar putea să nu câștig, că ai tu vreun plan cu mine. Dar zic, dă Doamne să câștige una, pentru care să pot să mă bucur. Și pentru cine nu te-ai fi bucurat? Bă, nu cred că trebuia să câștige Andrei atunci. Așa. Nu că, dacă era să câștige foarte bine, să fie sănătoasă, dacă aveam, cine știe. Dar parcă erați prieteni. Bă, să știi că eu am ținut la Andreea atunci. Așa. La final s-a stricat treaba, știi? Că ea mă nominalizase pe mine de câteva ori și în finală când eu am scos-o pe ea în față, adică singura dată când eu am nominalizat-o pe ea oricum era votată și știam amândouă că e votat, s-a supărat pe mine rău de tot. Și, eu am văzut că n-a înțeles ce am vrut eu să-i spun și așa, puii mei, nu mai contează. Așa.
La fel nici șișcăneasa, nu știu dacă trebuia să câștige, nu cred că era pe val. Dar uite, pentru Oana Radu m-aș fi bucurat. Așa. M-aș fi bucurat pentru Dea Codrea, care a muncit extraordinar de tare și care se pricepe maxim la chestia asta și pe care o apreciez și multe lucruri am învățat de la ea în emisiune. Și pentru Alexandra Ungureanu m-aș fi bucurat de altfel, pentru că, într-adevăr, stilistic vorbind, ea merita să câștige, dacă era, după mai ales pe comentariile juraților și așa. Da, 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 da. Și avea nevoie de premiul ăsta, cred că da, avea nevoie de el mai mult decât am avut eu. Doamne, eu n-aș fi putut, adică, eu n-aș fi putut. Ce? Fi într-o emisiune cu Tonci, eu mă băgam pe ea în gură rău, eu sunt și nebune. Bă, nu! Dacă te uiți și înțelegi exact care sunt, de fapt, problemele din spatele comportamentului, să vezi că nu te-ai mai luat cu ea. Adică niciodată nu-i dădeam motiv, știam exact ce face pe ea să sară. Dacă știi că e așa ușor să scoți tot ce-i mai rău la iveală dintr-un om, de ce să o faci? Gen, de ce să o rotui pe aia fix acolo unde o doare, ca să iasă dracii din ea? Nu, dar ea se nerva de la orice! Nu e chiar așa. Dacă puneai problema cum trebuie, nu. Nu, și am, gen, eu cu ea am vorbit de multe ori în spate și am spus părerea mea sinceră, că n-am fost de acord cu ea în multe privințe și am înțeles, adică nu, bă, nu e bătută în cap, ca să înțelegi. Măi, ea e, și îi spui un compliment. La ea, nu, la ea e chestie gen, nu știu, ea ia tot parcursul. Gen, dacă odată e greșit și vii pe aia și zici ceva, ea nu te mai crede. E speriată de oameni, asta e părerea mea. Nu știu, nu crede în oameni deloc. Duc lipsă de complimente și fac singure. Nu? Da. Nu? Da. Nu știu. Vrei să te mătrășesc? Te bat, vrei să te bat? Mai pune. Mai pune, că nu pui de la tine. Pune, 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 că doar nu pui de la tine. O, la, 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 la. Bă, pune de la băi, oameni buni, sunt retardată și mi-am dat seama de chestia asta, gen, sunt aproape convins de faptul că sunt retardată. Dar gen, sunt ok cu asta, asta e cel mai mare chestie, că gen, sunt foarte ok cu asta. Auzi, dar pe tine cât te cerea tot de nevastă? Nu vreau. Cum adică nu vrei? Nu vreau, mi-e frică de măritij, de astea, mi se pare că gen aș vrea să fac copil mai degrabă decât să mă mărit, sincer. Cum adică ți-e frică ție de... Ce? Da, nu! Adică ți-e frică să se pună așa omul la da, tine? Da, boss! Frică, da! Așa, să fie fete, acum am doresc fete, nu mai vreau băieți, deși îmi doream, ți-am zis, să fac doar băieți, dar acum mi-am dat seama că cel mai bine pentru mine și pentru omenire, ca să pot să dau ceva drăguț omenirii, așa. Trebuie să am fete ca să dobândească valorile pe care eu pot, le-aș putea să le dau. Că sunt băieți, ce să învețe de la mine? Să joace fotbal, gen ce pot, ce, știi? Fac o fată, o să învăț să se comporte în societate astfel încât să nu aibă probleme. Am avut și eu probleme cu băieți. Ce probleme ai avut tu cu băieții? Când ți se aprind călcâiele, să dea cinele de călcâie dacă îți mai vine să le pui pe pământ. Păi bat de le sar capacele, tu crezi că pune vreunul cu mine, nu vezi ce smart ai căpar. De unde? Sunt un miel, jur, e doar gura de mine. Da, e doar așa o chestie de intimidare, dar nu aș bate pe nimeni niciodată în viața mea. Cred că de-aia m-au și luat la Brava Estil inițial și că au crezut că sunt de asta pe ceartă, așa, și când încolo și-au dat seama că sunt super cileanu și că... Că asta nu scoate nimic. Cred că i-am dezamăgit în prima instanță. Cred că i-am dezamăgit în prima instanță, dar după aia și-au revenit. Ce, cum s-a părut la Brava Estil, ca experiență așa? Uite, mie toată lumea când mă aude că vorbesc despre Brava Estil și eu zic că a fost foarte mișto, nu știu ce. Bă, rar auzi așa ceva să zică cineva despre Brava Estil că e mișto ca experiență. M-am și mi-am înghițit. Dar e clar că ne-am dus, adică eu știu cum a fost la mine, ajutată de un stilist și pentru ce m-am dus eu acolo, fiind cântăreață. Și clar, felul în care tu te-ai dus acolo și motivele pentru care tu te-ai dus acolo, gen, și da, contextul. Tu nu aveai voie cu stilistul, îți făceai singură toate alea, tu erai acolo model. Băi, nu e vorba că, adică, majoritatea aveau stilist. Ei, ideea e că eu nu prea eram în mediul ăsta, să zic așa, nici nu știam pe nimeni, adică cumva nu aveam ce treabă cu social media, nu, cu oamenii, cu asta, tot, da, exact. Și pentru mine a fost o chestie foarte nouă, o chestie... Pe care ai luat-o în serios, foarte în serios, da, normal. Da, foarte în serios. Am plâns, de-am rupt, am muncit, doamne, știe, țineam minte când stăteam în atelier și făceam rochile alea de gală sau ținutele și când mă duceam la gală și primeam nota cea mai mică după, știe, și spunea că nu muncești și că ce moment e ăsta, că ce ai făcut un moment de... Mamă, plângeam de și mă ofticam și mă supăram și voiam să plec de fiecare dată, în fiecare săptămână voiam să plec acasă și probabil asta m-a și afectat puțin. Dar în rest, experiența este unică. Mamă, te joacă la nervi ceva. Da, ceva. Trece, eu trece prin eu nu sunt atât de gen, știi, calmă la tot. Eu iau tot la suflet. Pe mine orice chestie sau mă enervează sau mă bucură, dar eu din plin, știi, tot. Și m-am ofticat un pic.
Ne, nu mă dau normal. Dar și eu am plecat, care am fost acolo super detașată, știi? Când am plecat de acolo, am zis că în viața mea nu vreau să mă mai întorc la Brava Istila. Acum vorbeam cu Dani și zic, m-aș mai întoarce, zice. Dar acum și te-ai prins de figură. Bine, acum știu și care e faza, acum mi-aș fi și mai ușor. Asta acum zic, norocul meu e că am mai avut experiențe în televiziune. Cumva am văzut și cum se întâmplă lucrurile din spate, din față, din toate posturile. Când am ajuns acolo, eu am stat și mi-am pus niște întrebări. Bă, de ce mă duc eu? Vreau să ies eu stilist, guru la modă în România, ce vreau să ies de aici? Da, corect. Ai fashion icon? Nu, eu cânt. E pentru mine o expunere în care oamenii mă pot vedea așa cum sunt eu. Învăță-mă și îmbrac. Cunosc niște oameni din domeniu care să mă ajute. Un artist fără să fie și bine îmbrăcat nu există. Dacă nu ești artist, trebuie să arăți ca unul, trebuie să fii artist de la cap la coadă, da? Clar am profitat de ocazia asta ca să mă reglez și pe partea asta, fiindcă eu cu hainele eram praf înainte de Brava Stil, nu mi-a dat interesul absolut deloc. Și era un mare minus, pentru că nu ai cum. Păi și am uitat acolo fără să-mi fac eu speranțe legate de chestia asta, doar că am învățat extrem de multe lucruri. Te-ai gândit tu că o să ajungi până în finală? Niciodată, dar ziceam, ce aia ziceam? Este bun. Păi câștig, ajung finala alea. Dar nu credeam, nu m-am crezut pe cuvânt niciodată. Măi, eu m-am dus cu ideea că eu fiind și actriță, terminasem și facultate și master și așa, mă gândesc, băi, mă duc cu skillurile mele de actriță și zic, măi, știi? Și că îmi spuneam ăștia, hai mă, că cu actoria ta că te prefaci, că mai ales că mă și afectau comentariile și îmi spuneau ceva și începeam să plâng, știi, de seama. Ce, lasă că tu, actriță, că știu eu că te știi, vrei, mamă, mă durea rău, știi, zic, băi, știu eu să mă prefac, dar nu până aici, știi? Hai. Hai prost la actor, că oamenii, dacă dintr-un punct, cred că poți să joci tot timpul. Exact. Dar de fapt nu e așa, știi? Asta e un fel de podcast. Da, mă, da! Păi eu să mă chic, micuțule! Cheamă mama și familia la podcast, că vreau și să spun două vorbe, că am început să înțeleg ceva din viața asta. Nu vrei ca să vin și eu? Da, să fac eu un... Bine. Te chem. Da, las că mai cresc eu și mă duc și la micuț. Mă cheamă el și zic că am concert și nu pot să mă duc. Să știi care și Laura Giurcanu în podcast. Da? Da. Dar eu la micuțul vreau. Mi-mi place de micuț. Fac tiramisu, su, și fac balansu, și fac și dansu, tiramisu. Uitați-vă ce tiramisu ne e și nouă. Da, mănânci aici și mori acasă. Pentru prima noastră încercare, credem că ai și bombă, din punctul meu de vedere. Asta adică, cum arată bine. Dacă și la gust îi arată bine. Bă, nu, la gust ar putea să fie bună drăcia. Bă, știi, că ce-am respectat alea, le-am pus cum trebuie. Ce mă, ce poate să fie ceva prost? The judge. Da, trebuie să stai un pic la rece. Ba, mai luat o lingură, ceea ce ne conferă un plus de încredere. Păi, Dani, vezi că e rețeta ta, e... Atunci a fost bun. Să trăiești. Mulțumesc că ai venit, ai acceptat de fapt invitația mea. Vine, că îmi place de tine și vaia să spun. Mie îmi place mai rău de nu tine. Nu e că ești frumoasă, că ăsta poate e cel mai mic atual tău, știi? Da, ești o fată super mișto care eu sunt convinsă că o să facă ceva mare în viața asta. Că n-ai cum, e băgăcioasă, e ceva margin, eu nu cred că înțelegeți. E Ceaușescu, dar varianta bună! Pe 9-2021! Măi, să știi cât de mult am mai auzit eu în ceva bun la adresa mea, așa că chiar mă bucur. Chiar mișto, mă bucur super mult că ai venit. Și eu. Și sper că vă bucurați și voi că ai venit, Teo, și că a fost alături de mine în prima mea emisiune, taie tot. Oh, ai văzut? Ai înțeles? Acum îmi dau seama ce spurcată sunt la gură. Ai înțeles de ce se numește taie tot? Da. Taie tot, că după aia n-ai cum să mai înclei. Când ne vedem data viitoare, v-am pupat. Pa! Pa!